Peste 40 de tineri din raionul Nisporeni au participat la concursul Show-ul Talentelor. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului. Sectorul de tineret este o vârstă poate cea mai frumoasă, cea mai plină de vise și speranțe. Am încercat să cuprindem tineri de la 14 la 35 de ani, care au evoluat în scena Centrului de Cultură și Tineret pe mai multe compartimente, deci muzică, teatru, cântec, dans și sport, desen. Au fost tineri care au reprezentat localități ale raionului, tineri talentați, tineri care binevolă au răspuns apelului nostru de înregistrare la evenimentul cultural. Ei s-au simțit nu concurenți, dar s-au simțit toți prieteni, toți talentați. Participanții spun că astfel de concursuri le oferă posibilitatea să se facă remarcați. Era fost una foarte plăcută, toată lumea era veselă. Mi-au plăcut participanții, au fost diferite genuri, da, dansatori, cântăreți. Am mai participat chiar și în Ceafărul la Maria Dragan. Am mai participat la concursul Festival Internațional de Inimi Gemene de la Chișinău în ediția anului 2016, unde am câștigat speranța festivalului. Am participat la Maia Copiilor în 2015, diferite concursuri pe la școală. În această zi am venit la Show-ul Talentelor, unde s-a desfășurat la Ceafărul. Am mai participat în ansamblu, dar singur n-am mai participat niciodată. Pentru mine a fost, pot să zic, pe prima, emoționant, dar totodată a fost și frumos. Și pentru mine, cred că sper să fie un succes. Mi-a plăcut foarte tare, a fost interesant. A fost un nou concurs pentru mine din acest an. Am mai participat la cele concursuri. Am avut destul de multe emoții de la început, dar după cum emoțiile s-au transformat în mândrie. La final, toți participanții concursului s-au ales cu diplome și trofee de participare. Evenimentul a fost organizat de secția Cultură în parteneriat cu Centrul de Tineret Nisporeni.